Am început meciul bine, 10 minute în care am stat doar în jumătatea adversarului. După aceea am primit primul gol dintr-o inexactitate, o minge ușoară, o minge lungă, care băieții noștri n-au jucat așa cum trebuie. A rămas mingea lui Politic, am scris. După aceea, la fel, o fază simplă, o centrare care trebuia un mod normal fundaș și lateral să iasă în presiune, în Abdallah. I-au dat timp și spațiu, centra bine, după care, din ce mi-aduc aminte, după care mingea a ajuns la Opruț și a șutat direct 2-0. A doua repriză am făcut două modificări. Am echilibrat jocul, să spun. Am revenit în joc, 2-1. După care am fost apatici, așa, nu știu, nu-mi dau seama de ce. O ieșire a lui Greap, care nu respinge mingea să o îndepărteze din zona aia, rămâne mingea la ei, vâlmășea la ea, n-am văzut. Îmi trebuie și 3-1. Pregătisem deja, schimbările erau la margine. Mă gândisem să 3-4-1-2 cu Budescu spatele lui Matu și lui Stan, să forțăm un pic egalarea. Dar după aceea, la 3-1, Dinamo s-au descătușat și meciul era deja jucat. Dezamăgit de felul în care s-a prezentat, în special compartimentul defensiv în această seară, poate golurile prea ușor luate? Da, adică au fost niște goluri ușoare din punctul meu de vedere, o să le revăd, o să analizăm, dar nu prea precipitați, așa, niște mingi simple, minge lungă, să o respingi în lateral, au respins-o central, după aceea au centrare, marcajul nu a existat. La nivelul ăsta, dacă faci astfel de greșeli, o echipă bună, o echipă în formă, Dinamo, te taxează. Pe viitor, vă doriți să întăriți și atacul? E nevoie și acolo? Da, nu știu, lista e cam închisă la noi. Mai avem câțiva jucători care încă nu sunt pregătiți din punct de vedere fizic și un jucător care ofensiv, care are probleme cu actele, nu s-au rezolvat cu permisul lui de muncă. Ce le-a spus băieților la final? I-ați adunat acolo într-un cerc și ați avut un speech? Le-a spus că e greu cu asemenea greșeli să poți să câștigi un meci acasă la Dinamo. E imposibil. După aceea, cred că și la nivel de determinare, nu am arătat așa cum trebuia. Puteți să-l transformați pe Ișvan în jucătorul acela care era dorit de toată lumea când juca la FC Argeș? Da, eu am încredere în el, știu ce calități are. Atunci ajunsese la un moment dat chiar în vederea selecționerului, evoluții bune, dar trebuie să muncească. Urmează un meci acasă contra Rapidului, cum va fi? Meci greu, Rapidul. O echipă cu jucători foarte buni, un lot bun, trec și ei pentru un moment mai slab, dar au o echipă bună. Mulțumim frumos, seara bună!